Bună seara, bine v-am regăsit, dragi telespectatori. Îi spunem bună seara invitatului nostru de astăzi, domnul Mircea Șcheau. Bine ați venit în studioul nostru, bună seara. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor care ne urmăresc la această oră. Emisiunea din această seară, stimați telespectatori, o vom dedica criminalității informatice, deoarece este un subiect de actualitate important. Trebuie să aflăm cum trebuie să ne protejăm, ce trebuie să știm despre toate aceste lucruri, pentru că fiecare dintre noi utilizăm masiv telefonul, laptopul. La servicii este imposibil să nu... Mijloacele de comunicare, exact, în special. Exact. Ce avem de făcut? Cum aflăm? Cum știm că, iată, pe telefonul nostru ceva nu e în regulă sau pe laptopul pe care noi lucrăm la servicii? Lucrurile nu sunt așa cum par. Chiar dacă lucrurile par uneori mai complicate, ele sunt în fond destul de simple și țin foarte mult de bunul simț. Spuneți dumneavoastră. Da, spun eu. Așa. Pentru că și dumneavoastră atunci când erați copil, la fel ca și alți copii de vârsta noastră, plecam cu cheița la gât și nu o dădeam nimănui, da? Aveam grijă de ea și atunci când ajungeam acasă, deschideam ușa, da? Verificam dacă este în regulă aragazul, să nu fie gazele pornite sau apa, iar când plecam aveam grijă să închidem ușa, să închidem geamurile, să verificăm. Nu s-au schimbat foarte mult lucrurile. Acum cheița aceasta ar fi parola, Acum cheița aceasta, una dintre cheițele acestea ar fi parola, un sistem antifurt, sistem antifurt fizic înainte, în lumea virtuală, un sistem antifurt furnizat de un provider de firewall sau de sistem antivirus, da? Care să ne protejeze, să ne ajute în situația în care suntem penetrați, să beneficiem de suport pentru a ne recupera datele. Și pe această cale aș dori să atrag atenția telespectatorilor, de fapt să le readuc la cunoștință faptul că pot să apeleze la un număr de telefon la nivel național. 1911 este un număr de telefon de urgență. La capătul firului li se va răspunde și li se va acorda ajutor la nivel primar și pot să fie redirecționați în funcție de natura problemei cu care se confruntă fiecare dintre dumneavoastră, fără a abuza însă. Urgențele sunt pentru... Ce înseamnă urgență? Hai să le explicăm telespectatorilor. Numai o secundă ca să-mi termin ideea. Sunt profesioniști din cadrul Centrului Național de Răspuns la Incidente de Natură Informatică, CERT.ro, care răspund la acest număr de telefon, și am să vă răspund și la cea de-a doua întrebare. Care ar fi urgențele? Păi să presupunem că primiți un e-mail de la o persoană pe care aparent o cunoașteți. E-mailul pare, da, legitim, numai că nu sunteți foarte atent, poate există în acea adresă de mail o singură literă modificată și dumneavoastră deschideți atașamentul, malware-ul se instalează, nu rulează de prima dată, ci după o perioadă și vă criptează toate datele. Toate datele dumneavoastră devin, de pe laptop sau de pe telefon, devin inaccesibile. Aceasta ar fi o primă variantă. O a doua variantă ar fi ca laptopul dumneavoastră sau, eu știu, televizorul dumneavoastră sau telefonul dumneavoastră se devine, de fapt, un dispozitiv pentru criptomonede, pentru minat criptomonede și să fie exploatat de la distanță. În cazul acesta, cu ghinimelele de rigoare și păstrând, bineînțeles, proporțiile, infractorul are grijă să vă protejeze de alți infractori. O să vi se pare curios. E simplu, pentru a vă păstra... Adică la acest host de care spuneți dumneavoastră, mai fi altul care pot se să le fure. Pot să fie și alții, dar cel care vă exploatează dispozitivul are tot interesul ca dumneavoastră să nu vă dați seama de acest lucru și să nu fiți atacat de un alt infractor, pentru a nu apela la o firmă de specialitate, caz în care el, sigur, ar pierde controlul respectivului dispozitiv. Deci, asta ar fi câteva probleme. Gândiți-vă că ați muncit la un proiect foarte mult timp, foarte mult timp. Dintr-o dată toate datele sunt criptate și nu aveți niciun fel de copie de rezervă. Este clar că intrați în panică. Rugămintea mea sau sfatul meu, nu rugăminte, sfatul meu ar fi să procedați cât mai calm cu putință, chiar dacă problema este
de o gravitate deosebită pentru dumneavoastră. Este munca pe mai mulți ani. Pentru a evita acest incident, recomandarea este ca periodic, lunar, săptămânal, anual, semestrial, să faceți copii de rezervă pe dispozitive de stocare externă. Și dacă totuși nu ați făcut aceste copii, deci nu aveți salvate datele în altă parte și sunt deja criptate, apelați la numărul de telefon la care pe care l-am menționat anterior. În afara salvării datelor pe dispozitive externe, recomand să apelați la serviciile firmelor de specialitate, să cumpărați un program antivirus cu licență. Gândiți-vă că foarte puține lucruri sunt gratis în lumea aceasta. Dacă ați văzut că noi ne-am obișnuit, scuzați-mă, domnule Șcheau, noi ne-am obișnuit, merge și așa, adică găsim pe cineva care să ne dea un calculator sau un telefon. Vă asumați riscurile. Ne asumăm dacă riscurile. Merge și așa. Dacă dumneavoastră mergeți în piață și doriți să cumpărați 5 kg dintr-un produs, respectivul vânzător care a muncit pentru a produce acel produs vi va da gratis? Vă întreb. Niciodată. Poate numai dacă este fake. Și nici așa, pentru că vrea să ia bani pe el. Este firesc, de aceea este în piață. Păi, cum credeți că puteți să apelați la un produs profesional, un nivel de actualizare de ultimă oră și să fie și gratis? În spatele acelui produs sunt mai multe persoane angajate, o întreagă structură care depune efort ca acel produs să răspundă la așteptările consumatorului, să răspundă așteptărilor consumatorului, acel produs antivirus. Sunt VPN box-uri, sunt diverse dispozitive, hard și soft, la care puteți să apelați. Nu este cazul în emisiune să dau numele niciunui provider pentru a nu face niciun fel de reclamă ascunsă. Dar cei care sunt interesați pot să caute, cum știu să-și cumpere o mașină care să răspundă la așteptările dumnealor, cu siguranță vor cumpăra un produs antivirus care să răspundă la așteptările dumnealor. Și compara preț, calitate, ce anume îi oferă, intră pe forumuri, se interesează și până la urmă aleg produsul care se pliază cel mai bine pe nevoile dumnealor. Asta ca idee, dacă cumva sunteți victima unui atac cibernetic. Putem să ne protejăm. La scară redusă. La scară redusă. Putem să ne protejăm copiii? Sigur că ne putem proteja copiii pentru că ei sunt deosebit de expuși. Vedeți, avem de face cu două lumi. Lumea reală și lumea virtuală. Cele două lumi se întrepătrund. Din ce în ce mai mult. Și lumea virtuală își reclamă poziția cu foarte multă putere. Am să și justific ceea ce am spus. Multe dispozitive pot să fie comandate de la distanță. Transmite mesaje unul altuia. Gândiți-vă, sau încercăm să ne accesăm contul bancar. De pe laptop, de pe telefon, da? Instituțiile financiar-bancare pun la dispoziția consumatorului, la dispoziția clientului, diverse programe prin care pot să-și gestioneze fondurile. Dacă pe acest lanț sau dacă în această legătură ar interveni legătura dintre instituția financiar-bancară și clientul final, persoană fizică sau persoană juridică, dacă pe acest traseu ar interveni o altă entitate rău intenționată, s-ar interpune și ar fi un om în mijloc, man in the middle, gândiți-vă că dumneavoastră nu ați mai comunica direct cu banca, ci ați comunica de fapt cu infractorul. Chiar dacă aveți impresia că dumneavoastră comunicați cu banca, în niciun caz. Și transferul de fonduri pe care doriți să-l faceți se face în contul infractorului. Bun, ați văzut că de multe ori și lucrurile acestea sunt absolut publice. Da, sunt clienții la discuția... primesc mesaje de la bănci, nu noi am trimis mail, nu noi v-am solicitat datele. Clienții primesc mesaje de atenționare din partea instituțiilor bancare, deoarece nu doresc instituțiile respective să-și piardă clienții, să fie afectați. Atunci trebuie să ne punem semne de întrebare, este o breșă de securitate? Nu, niciun caz. Nu, în niciun caz. Să nu privim astfel lucrurile. Ci doar este o conduită preventivă a sistemului financiar bancar.
primiți mesaje de avertizare. În perioada de sărbători, să fiți atenți cum procedați în cazul cumpărăturilor pe internet. Și băncile prin intermediul site-urilor sau alte firme specializate, nu facem referire neapărat la bănci, și efectiv la politica publică de informare a cetățeanului, ne atrag atenția asupra conduitei preventive pe care ar trebui să o abordăm sau să ne asumăm fiecare dintre noi. În momentul în care intrăm pe un site și ne solicită parola cardului, deja e un semn mare de întrebare. Niciodată. Noi nu trebuie să... Nimeni nu vă va cere parola respectivului card pentru o tranzacție online. Da, vă poate cere numărul de card, data expirării, da? Sau CVV-1. Dar nu are nimeni voie să vă ceară, și sfătuiesc telespectatorii să nu furnizeze parola respectivului card sau alte date de natură strict personală. Una este să mergem la ATM, la un bancomat, și să introducem codul PIN, da? Pentru a scoate banii, sau să la un POS, la un aparat de plată cu cardul, la un magazin, la un supermarket, și să introducem codul PIN. Da, am văzut suficient de multe situații în care chiar și... Și este pentru mediul online. Chiar și acolo s-a reușit clonarea cardurilor. Vă referiți la ATM-uri? Exact, sau la ATM-uri. Sunt dispozitive de clonare care se montează atât la ATM-uri cât și la POS-uri, la aparatele de plată cu cardul. Dar și cu telefonul, să le explicăm telespectatorilor, vă rog. Haideți adică este sigur să plătim cu telefonul atunci când mergem la supermarket? Haideți să terminăm prima dată subiectul referitor la ATM-uri și după aceea răspundem și la cel legat de încercăm să răspundem și la cel legat de telefoane. În momentul în care faceți o tranzacție la ATM, la fel ca în cazuri în care verificați un produs pe care îl cumpărați, rugămintea este sau sfatul este să fiți foarte atenți, să nu fie niciun fel de folie suplimentară deasupra tastaturii. În respectiva fantă în care introduceți cardul, să nu apară în prejurul ei sau să nu vă dea sentiment, să verificați respectiva fantă care vă dă acces la cititorul de card, să fiți convinși dumneavoastră, chiar dacă uneori este imposibil, sunt atât de bine făcute încât este aproape imposibil să le depistați, dar cel puțin să verificați, să fiți sigură dumneavoastră, convinsă că este un cititor real și nu un cititor, nu un skimmer, nu un cititor fals de carduri. Și la fel este și pentru POS-uri. Lăsăm la o parte elemente legate de malware, de rețea de ATM-uri infectate, injectate, sau de rețea de POS-uri. Deja în fața acelor agresiuni este mai dificil să te protejezi tu ca persoană fizică. Aici intră în scenă alte organisme specializate, organisme ale statului în colaborare cu organisme private. Și acum am să încerc să vă răspund și la plățile cu telefonul. Vă rog. Sunt sigure în măsura în care dumneavoastră vă protejați telefonul. Pentru că și telefonul este un dispozitiv destul de avansat. Există o teorie în conformitate cu care... Teoria nu mi aparține, încerc să citesc și eu alți specialiști în domeniu, în conformitate cu care într-un telefon modern, da, într-un smartphone, există mai multă tehnologie decât într-o rachetă care încerca să acceseze spațiul lunar în, nu știu, 1970 sau 1980. Și asta pentru că a avansat foarte, foarte, foarte mult tehnica și, sigur, tehnologia în sine s-a modificat. Și atunci, încercați să vă protejați telefonul, pentru că un telefon curat, neinfectat, sigur, vă asigură sau vă dă cel puțin sentimentul de siguranță, nu neapărat certitudinea, dar vă dă sentimentul de siguranță că plățile sunt și ok. Și cum îl putem verifica? Păi, da, este simplu. Instalați-vă pe telefon un sistem antivirus, pentru că și telefoanele trebuie să beneficieze de aceste sisteme antivirus. Mai mult decât atât, sistemul antivirus poate să vină la pachet cu suport din partea echipei care vi l-a furnizat, care vi l-a vândut. Da? Puteți să sunați la numerele respective de telefon, în afară de numărul 1911,
la care vă sfătuiesc să apelați și am să vă și explic de ce. Fac o mică paranteză sau mai degrabă am să revin la acest număr de telefon, dar în momentul în care beneficiați de un sistem antivirus pe telefon, dacă întâmpinați o problemă sau aveți un incident, cu siguranță puteți să sunați la firma respectivă pentru suport. Uitați, am cumpărat de la dumneavoastră, dar telefonul meu totuși a devenit țintă și a fost penetrat. Și se preia solicitarea, se analizează prima dată de la distanță, da? dacă este posibil, după care probabil că poate să fie analizat de o echipă de specialitate obiectul fizic, mă refer la telefon. Dar da, recomand tranzacțiile cu telefonul, sunt la fel de sigure, la fel, da, ca laptopul sau... Infractorii da. Aceștia de care vorbiți dumneavoastră... Spuneți. Cer scuze că vă întrerup. Urmăresc o anumită tipologie de persoane sau toată lumea este expusă? Într-un fel sau altul, m-ați ajutat ca să răspund la... sau să revin la numărul de telefon 1911. Sunând la acel număr și aducând în atenție a specialiștilor de la cert.ro, de la CERT.ro, problemele cu care vă confruntați, se poate alcătui o hartă a agresiunilor, în așa fel încât să se poată trasa o linie privind tipologia unui anumit tip de atac. Îndreptat împotriva unor instituții guvernamentale, instituții bancare, persoane juridice, persoane fizice, etc. Gândiți-vă că în viața reală, sau haideți să dăm timpul... Deci vorbim de spionaj informatic. Nu, n-am ajuns încă acolo, dar putem să vorbim și despre spionaj informatic. Depinde dacă este interesul unui stat sau dacă este în interesul unei companii puternice care dorește să aibă acces la, eu știu, datele, informațiile unei companii concurente de pe piață. Și să nu ne mire dacă sunt companii care se îndreaptă împotriva anumitor state, având interese în zona respectivă. Este o a șasea dimensiune a războiului și anume spațiul cibernetic. Exact. Dar asta cred că ar trebui discutat într-o cu totul și cu totul altă emisiune și în alt format. Vă mai așteptăm în studioul nostru. Ce pot eu să spun este că dacă dăm timpul cu 50 de ani înapoi, ne vom întâlni cu o paletă largă de infractori, mărunți, sau foarte inteligenți. Infractori care țintesc persoane fizice cu venituri modeste, cu posibilități reduse de apărare, sau grupuri organizate care țintesc, nu știu, state secrete, bănci, sume, transporturi. La fel ca și atunci se întâmplă și în zilele noastre, numai că în spațiu virtual. Sunt grupuri organizate care lansează un malware în piață. Cine cade victimă și îi se solicită o răscumpărare. Dacă ne reîntoarcem la subiectul cu care am început emisiunea, decriptarea datelor de pe laptop. Da? Iar dacă este țintit către un obiectiv foarte important, atunci metodele sunt puțin mai elaborate. Respectiva țintă se monitorizează o perioadă mai lungă, se identifică vulnerabilitățile, se construiesc anumite hărți privind structura internă și să nu ne mire dacă una dintre țintele companiei este chiar omul. De ce? Pentru că este expus greșelilor și este predispus să facă greșeli. Tocmai de aceea trebuie să respectăm foarte, foarte, foarte bine protocoalele de securitate și procedurile interne ale companiei angajatoare sau ale companiei pentru care suntem terți partener. Dar revenind, dacă am devenit victima unui atac și se solicită o răscumpărare, sigur că tendința ar fi să plătim pentru a ne recupera datele, dacă am pierdut datele pentru o perioadă mai lungă. Asta este tendința firească. Mai că plătind, nu facem altceva decât să alimentăm industria neagră sau piața neagră și să o susținem
cu plata noastră adăugată altor plăți. Poate suma este mică sau poate suma este mare care ni se solicită, care scumpărare. Ni se solicită într-o, nu știu, ca într-un transfer, într-un fel de transfer sau într-o monedă virtuală. Din nou, nu dau niciun fel de nume de monede virtuale, dar Bitcoin este deja mult prea cunoscut pentru a nu-l menționa. Și decizia noastră de a plăti nu face decât să contribuie la alimentarea acestei piețe negre. Din păcate, există și firme puternice, persoane juridice, care aleg să plătească pentru a-și debloca datele. Se ajunge aici pentru că nu s-au luat toate măsurile de prevenție, pentru că nu s-au făcut toate investițiile în sistemul defensiv și pentru că probabil procedurile nu au fost suficient de actualizate realităților imediate, realităților cu care ne confruntăm. Bun, spuneați noastră de acele protocoale de securitate și aș vrea să le explicați telespectatorilor modești, da? Nu firmelor mari care au, nu știu, temir ce secrete financiare, poate vor să realizeze ceva pe piață. Spre exemplu, un telespectator care are un telefon și totuși vrea să plătească la supermarket Revin. Ce a cumpărat astăzi cu telefonul? Ce trebuie să facă? Nu știu, să pună o parolă din 10 cifre? Să pună fața, să pună... Da, este foarte bună întrebarea noastră și vă mulțumesc. Pisicul pe telefon, Nu, este mult mai simplu decât ne-am închipuit. Vedeți, omul are tendința de a se opune uneori schimbărilor. Ori, până la urmă, schimbările intră în viața noastră că vrem sau că nu vrem. Și avem două variante. Ne adaptăm sau nu ne adaptăm schimbărilor. De aceea, una dintre recomandări ar fi ca parola originală cu care vine produsul cumpărat este să o schimbați. Primul lucru, da? Dacă vine cu parola 1, 2, 3, 4, este clar. Primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să schimbați parola respectivă. Apoi, folosiți o cheiță, da? Un sistem antivirus. Folosiți pentru fiecare adresă de mail o altă parolă. Încercați să fiți atenți la sincronizarea datelor, pentru că sincronizarea oferă acces la toate datele dumneavoastră, atât din zona de mail, cât și din zona de, nu știu, de contacte telefonice. Și, sigur, este mai greu de gestionat. Atunci când apare pe telefon, permiteți, noi trebuie să dăm permitem. Este decizia fiecăruia dintre noi. Pentru că o zonă de confort poate să atragă vulnerabilități. Pe de altă parte, trebuie să punem în balanță ce este important pentru noi, cam cât de repede dorim să avem acces la date. Sunt... Și este lăudabil acest fapt, sunt persoane, sunt utilizatori care salvează datele în cloud, le accesează fără niciun fel de problemă, prin intermediul telefonului, le transmit, le prelucrează, deja este o uzină. Oferă multe posibilități. Un telefon, la fel ca și cu un laptop. În viitor, cine știe ce vom avea disponibil. Dar schimbați parolele, instalați sisteme antivirus, fiți foarte atenți la mail-urile pe care le primiți, utilizați parole diferite, nu comunicați parola noastră nimănui sub nicio formă, chiar dacă este prieten, pentru că există riscul, nu știu, într-o joacă, uneori, să o spună sau să o folosească. Sau... Da, și de aici, ca un flanel care, știți, trageți de o ață și flanelul la un moment dat se deșiră, da? La fel se întâmplă. E vorba de timp. Dar dacă le dai acces... Lacătele nu sunt pentru hoți. Lacătele sunt pentru oameni cinstiți. Omul cinstit vede un lacăt și spune ok, este un lacăt, nu intru. Dar dacă tu lași ușile deschise, tu practic inviți pe toată lumea să intre. Și atunci de ce te miri că se întâmplă ceea ce se întâmplă? Te gândești la faptul că nu poate să mi se întâmple mie. Sau de ce să mi se întâmple mie? Păi poate că tu nu ești țintă. Tu poate ești o victimă colaterală. Tu poate nu ai fost atent, ai accesat
un atașament pe un mail și până la urmă și banii tăi sunt buni pentru infractori. Indiferent de sumă. Indiferent de sumă. Dacă pot să obțină ceva de la tine, ei o vor face. Este meseria lor de infractor. La fel cum meseria specialiștilor în partea de securitate cibernetică este să-i protejeze pe cetățeni și să lupte împotriva infractorilor. Războiul acesta este continuu, să nu credeți că se va încheia vreodată. La fel cum războiul dintre hoți și organele de ordine nu se încheie, se derulează tot timpul, da? Organele de menținere a ordinii publice luptă în sprijinul cetățeanului sau duc o luptă și fac eforturi în acest sens și, sigur, cei care sunt de cealaltă parte a baricadei încearcă să obțină venituri proprii prin metode mai puțin acceptate de societate. Da. Nu întâmplător v-am întrebat aceste lucruri pentru că, cel puțin în media locală, națională și fără să intrăm în detalii, pentru că nu este cazul acestei emisiuni, au apărut informații de pe telefoane personale, de pe anumite site-uri, nu știu dacă este corect spus site-uri, deși cred că ar trebui să dăm nume, de pe WhatsApp, unde se spune că acolo nu pot fi decriptate. Ce fac acești specialiști în securitate? Și de pe vorbim aici de conversații personale. Că noi românii oricum suferim că ne urmăresc serviciile, ne urmărește NASA, ne urmăresc extratereștrii, toată lumea ne urmărește. Cine ne-a urmărit pe telefonul personal de a reușit să facă publice informații și conversații personale? Nu cred că am înțeles exact întrebarea dumneavoastră. Întrebarea ar fi cine ne poate urmări telefonul astfel încât să pună la dispoziția oricui o conversație privată? Este dintr-un spectru extrem de larg. Cine ne poate? Cine? Nu știu, un infractor cibernetic presupun că poate să facă chestiunea aceasta. Acum, te vă întreb, vin cu altă întrebare către dumneavoastră. Sunteți o persoană atât de importantă încât să reprezentați subiectul unei monitorizări? Poate da, poate nu. Mă refer la dumneavoastră. Sau, nu știu, bunica sau mătușa din satul nu știu care are un telefon, l-a adus nepotul și a spus cum să-l utilizeze. Reprezintă subiectul unei monitorizări? Nu neapărat, nu știu. Ideea este ca să folosim telefonul legal. Cu un telefon poți să faci plăți pe internet, exact cum am spus, sau poți să ataci pe altcineva, tot prin intermediul acelui telefon. Și atunci, sigur, devii subiectul unei monitorizări din partea organelor statului. Depinde cum folosești acel obiect. Da? Cu o mașină poți să mergi la serviciu și să te deplasezi să duci copiii în excursie, în tabără undeva, și tot cu mașina aceea poți să accidentezi pe cineva urcându-te băut la volan. Depinde cum folosești respectivul instrument. Cu un laptop poți să construiești un document în interes de serviciu sau în interes personal, sau prin intermediul același laptop poți să, nu știu, exerciți o agresiune asupra unei alte persoane sau asupra unui alt grup de persoane. Referitor la sistemele de comunicare voce, date, sunt puse la dispoziție de provider și ele trebuie utilizate și exploatate în conformitate cu normele pe care ne asumăm în momentul în care instalăm aplicația, da? Cu normele respective. La un moment dat există o căsuță. Sunteți de acord cu condițiile de utilizare? Și fără să greșesc prea mult, pot să spun că o parte dintre persoane nu citesc condițiile, bifează din instinct și trec mai departe. Ori tu ți asumi niște responsabilități în momentul în care ai instalat, o aplicație social media care îți dă acces la informații veridice, dar care te poate și influența prin intermediul fake news-urilor. Pentru că tot este la modă acest subiect fake news. Din păcate este la modă. Dar, da, companii care doresc să promoveze produse, este firesc să facă cercetări de piață și să verifice
căror tipuri de consumatori li se poate adresa produsul lor. Și să producă sau numărul de produse să fie în conformitate cu așteptările pieței. Altfel, supraproducție și rămân cu obiectele pe stoc sau nu sunt bine primite de populație sau poate nu produc suficient. Depinde foarte mult de strategia de marketing. Dar se fac studii sociologice, se fac studii de... Bine, acum mă gândesc că atunci când bunica aceea de care vorbeați dumneavoastră scrie nepotului să vină să o ducă la piață să-și vândă mărarul și pătrunjelul, nu cred că apare conversația în ziar a doua zi. Cred că ducem... Mă rog, aici depinde și cred de că ducem discuția într-o zonă ca, pe care nu o stăpânesc. Și nu... Ca de obicei sunteți diplomat. Sunt diplomat, sunt... Corect. Ne-ați adus aici o carte, Criminalitate informatică privind transferurile financiare. Ce v-a determinat să scrieți, nu știu, acest manual? Și cui folosește? Sau... Da. Nu știu dacă îi se poate spune manual. În niciun caz, este o carte scrisă cu pasiune, așa, cu foarte multă pasiune. Și cuprinde câteva dintre gândurile pe care le-am așternut pe hârtie, studiind la rândul meu multe alte documente și citind cu atenție opiniile specialiștilor, le-am pus într-o anumită formă, rezultatul fiind cartea pe care ați prezentat-o și pe care m-ați rugat să o aduc la emisiune. Cui folosește? Omului de rând. Da. Și specialistului în același timp. Este posibil ca pentru... Dar și infractorului, nu? Mai puțin infractorului, aș putea spune că avertizează omul de rând asupra potențialelor pericole la care se poate expune. Studentul pasionat ar putea să învețe ceva. Studentul pasionat, liceanul, chiar și cei care au terminat facultatea, sunt câteva tipologii de atacuri și citind gata, poate reușim să identificăm sau să ne protejăm. Este tot o metodă de prevenție. Vedeți, nu toți sunt cunoscători deosebiți ai acestui univers. Dar nu ne oprește nimeni și nimic să le aducem la cunoștință ce anume ar trebui să facă. Și nu mă refer neapărat la volum, la volumul de față. Ci îi îndemn pe toți cei care au o pregătire în domeniu să nu să le facă un training, dar să învețe, să-i ajute și pe cei din jurul lor, pentru că numai împreună vom putea să luptăm împotriva fenomenului infracțional. Gândiți-vă că avem copii și ne dorim să fie protejați în mediul online și ne dorim să nu devină victime ale agresorilor virtuali. Pentru că un agresor virtual prezintă o poveste foarte bine conturată, extraordinar de atrăgătoare. Copilul crede în acea poveste, poate să meargă la o întâlnire și la acea întâlnire să fie o cu tot o altă persoană decât cea care s-a anunțat, a imaginat-o de fapt, pentru că n-a văzut. El a văzut niște fotografii, a văzut niște filmulețe, a văzut o imagine prelucrată, procesată și copilul nostru să ajungă, eu știu, într-o rețea de trafic de carne vie. Doamne ferește, nu e de dorit. Însă, tocmai împotriva acestui fenomen infracțional trebuie să luptăm și să învățăm pe cei mici, ca cei mici la rândul lor să învețe pe cei mai mici, dar să ne învățăm părinții cum Și pe cei mai mari care și pe cei mai mari cum să ne învățăm părinții, bunicii să nu răspundă la apeluri false, gen trimiteți o sumă de bani pentru că s-a întâmplat nu știu ce cu nu știu cine apropiat al dumneavoastră, da? Verificați. Întotdeauna vă sfătuiesc să verificați. Dacă primiți un mesaj din partea băncii și în mesajul acela vi se solicită date personale, banca nu va face niciodată asta. Sunați la bancă. Sunați la bancă și întrebați, mi-ați solicitat dumneavoastră așa ceva? Pentru că banca are datele dumneavoastră. De ce vi le-ar solicita din nou? Nu este logic. Dar, sigur, mesajul este atât de bine alcătuit, profesional aș putea să spun, încât uneori are succes între ghinimele și așa apar victimele exploatate în final de către atacatori. Nu mi-ați spus dacă în țara noastră există legislație
vis-a-vis de această criminalitate informatică? Ce presupune aceasta, dacă există? Există legislație, există cadru legislativ, pentru că sunt mai multe legi care oferă posibilitatea organelor de cercetare și de urmărire penală, dar și companiilor private să vină în sprijinul cetățeanului, dar să instrumenteze cazuri. Nu spun că această legislație nu ar putea să suporte îmbunătățiri. La fel ca în cazul războiului între bine și rău, și legislația trebuie adaptată noilor realități. Facem parte din Uniunea Europeană. Este simplu să vedem ce anume propunem la nivel european, ce anume avem implementat în legislația națională, dacă avem create structurile care să răspundă, pentru că normele de aplicare... Și le avem? Sau? Normele de aplicare sunt ceva mai complicate după ce este aprobat cadrul legislativ. Da, există structuri. Tocmai am făcut trimitere la... sau am amintit numărul de telefon, 1911. Da? Și una dintre structuri răspunde la acest număr de telefon. Nu este singura. Trebuie să înțelegem că se face tot efortul pentru a veni în sprijinul cetățeanului. La fel cum se face efortul pentru a proteja la nivel național economia sau operatorii economici sau operatorii guvernamentali. Mă refer la instituții guvernamentale, da? Și sunt structuri și persoane specializate în acest sens, structuri care trebuie să beneficieze la rândul lor de sprijinul cetățeanului. Aceste structuri vin în sprijinul cetățeanului și cetățeanul trebuie să sprijine la rândul lui și să semnaleze dacă apar sau, nu știu, sau dacă au suspiciuni referitoare la un... la o eventuală agresiune informatică. În zona Vâlcea ar fi oarecum suspiciuni așa de un fel de Silicon Valley. Nu cred că ar trebui să arătăm cu degetul spre o anumită zonă. Și am să vă spun de ce. Așa. Pentru că spațiul virtual nu are granițe. Nu, deja timpul și distanța au alte dimensiuni în spațiul virtual. Da, poate să lucreze o echipă dintr-o țară cu o echipă din altă țară și se înțeleg foarte bine între ei pentru că vorbesc același limbaj informatic și să atace o terță țintă fără niciun fel de problemă. Dar cred că ar trebui să ne focalizăm mai mult pe nevoile cetățeanului. Asta am înțeles că ar fi scopul emisiunii. Absolut. Da? Și să încercăm să răspundem așteptărilor cetățeanului. Și sfaturile pe care le-am dat, sper să măcar puțin să fi venit în sprijinul cetățeanului sau să cumva să ofere o imagine. Multă, multă atenție și foarte multă informare. La fel cum citim, eu știu, în mediul online sau fizic, ziare, și ne informăm asupra unui subiect și ne formăm o anumită opinie, da? Conturăm o anumită opinie, la fel trebuie să procedăm și aici. Iar dacă nu înțelegem, nu este niciun fel de rușine să întrebăm pe alții. Absolut niciun fel de rușine. Aveți aici un capitol foarte interesant legat de spălarea banilor. Clar, spălarea banilor nu se face în mașina de spălat. Spălarea banilor nu se face în mașina de spălat, sunt circuite financiare. Să nu ne închipuim că... sau putem să ne închipuim că și persoanele fizice spală bani, la fel cum persoanele juridice spală bani, inginerii financiare. Ce înseamnă acest lucru? Unul dintre elemente ar fi să nu plătim sau cum am face să evităm să plătim taxe la stat sau impozit pe profit sau, da, cum să... De fapt, toate metodele infracționare urmăresc ocolirea legilor sau spargerea cadrului legislativ sau forțarea cadrului legislativ, da? Escaladarea acestui cadru legislativ. Și în cazul spălării banilor, la fel ca în cazul infracțiunilor informatice strict îndreptate împotriva unei ținte, persoană fizică sau persoană juridică, e clar că excede cadrul legislativ. Da? Nu se situează în perimetrul respectiv. Dacă există o slăbiciune în cadrul legislativ care poate să fie exploatată, sigur, asta se sesizează și se reglementează de către legiuitor. Dar infracțiunile în sine urmăresc să escaladeze și să
Aveți aici mai multe detalii, spălarea banilor din fraude cu carduri, prin intermediul ATM-urilor, în interiorul acelui grup de firme, a scrisorilor nigeriene, iată, sistemul TPI. Gândiți-vă, da, e un sistem destul de vechi, adică în care cine s-ar gândi, cineva va... din Africa? Nu, este o denumire. Este așa, o denumire. Te lovește. Nu, este doar o denumire, așa, da. Cred că o parte dintre telespectatori s-au întâlnit cu un fenomen de altfel destul de comun. Primesc un mail de origine necunoscută, din partea unei persoane necunoscute până atunci și se aduce la cunoștință că este respectivul expeditor este bolnav, trebuie să lase moștenire cuiva o sumă de exact, de și te-a ales pe tine. Și te-a ales pe tine pentru că te-a urmărit, te-a cunoscut și ești o persoană deosebită și să-i trimiți datele personale. În momentul în care răspunzi la acel mail, de fapt tu deschizi o poartă către acel infractor. Da? Trebuie să vedeți, sunt mail-uri care sunt prost alcătuite și anume se folosesc sisteme de traducere automate și poți intui ceva nu este în regulă. Numai că există și mail-uri foarte bine formulate în limba respectivului destinatar. În limba română sau altă limbă, dacă destinatarul este de altă naționalitate, corect alcătuită și cu impact. Un mesaj bine verificat. Asta înseamnă că infractorii și-au perfecționat și ei metodele de abordare. Și tendința este să răspunzi, da, ia să vedem, curiozitatea. Da, pot să fac o glumă și să vă întreb ce anume exista în afara cutiei Pandorei înainte de a fi deschisă. Știm că după ce a fost deschisă, înăuntru a rămas speranța, da? Micuță și... A rămas speranța. Dar ce exista în afară, în libertate, înainte de a fi deschisă cutia Pandorei? Și gluma spune, păi, exista curiozitatea. Că dacă n-ar fi fost liberă, cutia Pandorei n-ar fi fost deschisă. E, această curiozitate există și în ziua de astăzi. Și tot în libertate. Și tot ea este cea care ne împinge să dăm click pe atașament fără să verificăm. Tot ea este cea care ne împinge să răspundem la un mail. Tot ea este cea care ne împinge să ne grăbim uneori. Da, și să nu acordăm suficientă atenție fenomenelor care ne înconjoară. Spuneați dumneavoastră la un moment dat că acești infractori nu au graniță, dar mă gândesc că pe undeva și experții... Nu, am spus că infracționalitatea nu are granițe. Nu că infractorii nu au granițe. Păi nici ei nu cred că au granițe. Dacă sunt într-o celulă, au granițe clar delimitate. Dar până acolo... Dar până acolo... Fiind în libertate, granițele sunt mult mai flexibile. Da? Pot să călătorească, deci pot să se conecteze, pot să... Dacă un român merge în altă țară, da, luăm o situație ipotetică și intenționează să fraudeze, nu știu, persoane fizice, poate o bancă din România, ce pot face experții noștri? Există protocoale de colaborare. Că vorbim de globalizare, nu? Nu. Există organisme internaționale. Interpol, CEPOL, Europol, da? Și structuri în cadrul statelor care colaborează, schimb de informații, se investighează, sunt structuri specializate ale statului pe acest domeniu, echipe foarte bine pregătite, da? Care depun un efort continuu, am spus-o și mai devreme, pentru a proteja cetățeanul. Când spun cetățeanul, mă refer la persoană fizică, pentru a proteja cetățeanul unei națiuni sau pentru a proteja națiunea din care face parte. Da? Și colaborarea între schimbul de informații între structurile statale ajută sau ridică o barieră în fața agresiunilor. Naționalitatea este sau devine mai puțin importantă în anumite contexte. În alte contexte este importantă pentru că nu există protocoale de extrădare sau nu există niciun fel de colaborare până atunci. Sau... Dar cred că se găsesc până la urmă căile potrivite în așa fel încât
să se spună stop. Acum mă gândesc că dacă spargi serverul de la NASA, se găsește? Eu am propus la începutul emisiunii să nu menționăm niciun fel de... nu știu dacă... N-am spus Pentagonul că s-a spart, ați văzut? Nu, dacă nu... Nu am văzut. Dacă nu... dacă îți vezi de treaba ta și nu te îndrepți împotriva unor echipamente care nu ți aparțin, cred că nimeni nu are nimic cu tine. Mă refer la organele statului. Ci din contră te protejează. Dacă însă tu alegi să treci de cealaltă parte a barierei, trebuie să-ți asumi acest lucru. Trebuie să-ți asumi că la un moment dat vei deveni țintă sau vei intra în vizorul organelor de cercetare, de urmărire. Nu? Bun, acum depinde și ce informații reușești să sustragi de acolo și cât de importante sunt și cui le vinzi și așa mai departe. Nu, să știți că și intenția se pedepsește. Și tăinuirea și intenția se pedepsește. Nu trebuie neapărat să duci, să comiți o infracțiune pentru a... dacă sprijini, numai dacă acorzi sprijinul comiterii unei infracțiuni, ești complice. Și automat trebuie să-ți asumi și asta. Bun. Trebuie să ne luăm la revedere. Mă așteptăm studioul nostru pentru că, iată, ne-ați oferit destul de multe informații interesante. Sper să fi fost utile cetățenilor și telespectatorilor postului dumneavoastră. Și numărul acela scurt, spuneți dumneavoastră că este de mare încredere. Este cert, rău. Este 1911, este Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor, este instituție a statului. Vă mulțumesc frumos, domnule Șchiau, dragi telespectatori, ne revedem și săptămâna viitoare. Pe curând, așadar.